eu eram încă președintele Amnesty International, președintele portului. Deci eu, când mi-au spus colegii că se atacă clădirile, eu n-am crezut. Pentru că până atunci noi n-am avut în cultura noastră politică, în genere, cultura moldovenilor, acelor oameni primitori și cu bună credință să atace, să aprinde clădirile și așa mai departe. Eu am înțeles că asta e o provocare. Deci, primul moment important pentru noi, noi nu am fost pregătiți pentru așa evenimente, nici cu, din punct de vedere a culturii, nici psihologic, nici conform resurselor. În acest aspect, organizația noastră a fost una din anumite organizații, deci eu nu replic la ceea ce spune Anatol, vreau să explic în unele momente. Deci, care au putut interveni și informa, deci, opinia noastră națională, deci și aceea internațională, despre evenimentele. Practic, a doua oră, deci după, deci peste o oră, practic, după ce s-au început atacurile asupra clădirilor, la noi erau în deplasare un reprezentant de la Secretariatul Internațional din Marea Britanie și ea direct, viu, online, transmitea ceea ce s-a văzut. Și cum s-au clădirile au fost atacate și pe parcurs, cum au început să fie atacați de cum așa participanții. A doua zi, deci noi toată noaptea am lucrat, atunci în organizația noastră, polițiștii n-au avut așa tărie sau să intre, pentru că noi eram organizație internațională și la noi, în interiorul acestei clădiri, noi ne închideam acolo și noi transmiteam aceste informații și încercam să vedem ce va fi mâine. Deci, dacă țineți minte, atunci au fost chemați a doua zi, tot la demonstrații, pentru că cei care au fost față de această parte a guvernului au spus că mâine ne întâlnim aici la ora 10. Deci nu s-au primit nici mâine, nici poimâine, pentru că practic au fost primite comenzi speciale și echipele deja din noapte au lucrat cu fotografii, cu camere de luat vedere și în noapte, înspre dimineață, deja la școli, la licee, acum erau echipe de poliție. Noi am intervenit, noi am căutat acești copii, pentru că noi am văzut de acum ce se întâmplă. Deci, această teroare, începutul acestei terori, se vede cu ce se termine. Noi am încercat să lucrăm în instanță de judecată. Eu, personal, a doua zi am venit de acum în judecătoria Borucani. Și am văzut dimineața numai 6 oameni atunci, 6, pe când eu știam că sunt cel puțin 150 de oameni de acum arestați. Și am văzut numai 6, din care au fost 5 eliberați. Și noi cu acea persoană, unul din acei eliberați, de polițiști nu i-au voie nici să ne apropiem de el, să discutăm. Am fost nevoiți, am dat carta de vizită și l-am rugat să ne sune pe telefon. Peste 2 ore ne-am întâlnit la marginea orașului, în regiunea Ieloveniului. Și el ne-a spus ce se întâmplă acolo, în interiorul comisariatului. Deci, clar că informația aceasta toată a plecat. Acolo nici listele nu erau afișate. Dumneavoastră țineți minte. Noi nu știem câți copii, unde. Atunci au început oamenii să întâlnească de acum în Ștefan cel Mare, deci sutarcă. Părinții care nu știe unde sunt copiii. Deci noi eram puntea cei de informații, nu știu, poate, nu numai noi, dar societatea civilă. Deci nu a fost așa de ușor. Noi de dată atunci, din start, am impus, și asta a fost principiul nostru a organizației Amnesty, dar poate și a ceilalți, că, în primul rând, investigația cazurilor trebuie să fie efectuată, deci, obiectiv, transparent. Atragerea polițiștilor la răspundere penală administrativă, fără de excepții. Să nu fie aplicată amnistia față de niciun polițist care a maltratat, până nu vor fi trași la răspundere totală. Și formarea mecanismelor naționale prin care o să fie combătute aceste cazuri de viitor. Eu singur am copii și eu știu foarte bine cât de greu să crești un copil. Odată mai mult dacă este el bolnav și foarte neplăcut când cineva îl maltratează. Eu închin aceștior băieți și nu numai la toți care au trecut prin aceste maltratări și în sărbătoarea de prin Paște. Deci, eu îmi cer iertare dacă n-am dovedit ceva să fac. Dar noi am încercat să facem cât era de posibil. Îmi cer iertare, iarăși. Dar vreau să spun că atunci noi așa am înțeles că acești oameni care au trecut prin aceste focare, prin aceste greutăți, ei ar putea fi viitor. Pe tine și se poate de bazat, pentru că dacă ei au să treacă prin asta și au să supraviețuiască și psihologic s-o rântări, ei vor fi viitorul nostru. De fapt, ei și așa sunt viitorul nostru.
Eu să aleagă profesia, deci, dar prin aceea ce au trecut ei, puțin din noi au trecut. Asta eu memoriez. Noi am început activitatea încă era când era Uniunea Sovietică. Când eram verificați și controlați de KGB și așa mai departe. Perlustrați, filați, verificați și așa mai departe. Dar noi nu ne-am oprit. Noi, eu vreau să încurajez pe toți. Deci nu este sfârșitul. Noi nu trebuie să ne oprim. Libertatea se obține prin luptă și prin efort. Asta noi vedem acum și așa și va fi pe viitor. Asta e legea naturii. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți iarăși cu noi, noi ne întâlnim. Dacă este din partea noastră o... Dacă putem noi să ajutăm cu ceva, încă, deci noi suntem tot timpul aproape. Deci, încă o dată, eu vă felicit că ați trecut printr-un efort, dar voi sunteți viitorul țării. Noi pe voi trebuie să ne bazăm. Vă mulțumesc mult!